Așa au început ultimele zile pentru medicii din Israel care au ajuns săptămâna trecută în România. Au fost șocați când au trecut pragul spitalelor și au văzut că de aproape două luni pacienții sunt tratați inclusiv pe holurile unităților medicale. It's very hard. I mean, we saw the burden of the patients and the hospitals looks full of these patients. I remember some photos of very crowded departments, a lot of corona patients. A personnel which is running from patient to patient, try to do his best, try to give the best treatment that he can. Într-o lună, acești medici au reușit să oprească în țara lor valul 4. Dacă în 14 septembrie în Israel erau peste 10.000 de cazuri noi, cea mai mare valoare de la începutul pandemiei, o lună mai târziu erau înregistrate doar 1.600. Doar vaccinarea poate ridica presiunea uriașă din spitale. It seems that the staff works really hard and very dedicated to the patients, so it was really marvelous to see and to see how much work they put into it. There are many patients, the wards are crowded, and there are many sick people required medical assistance. Here the vaccination campaign is not working so well, but and the situation in the hospital is same. I believe if the young people and the citizen in Romania go to the hospital for 15 minutes, even just a small tour, I believe they start to run. To make a vaccination. Ministrul Sănătății crede că având o rată de vaccinare de doar 43%, România trebuie să se pregătească deja pentru valul 5 al pandemiei. Primele sfaturi au venit de la specialiștii izraelieni. What I share with them is the architecture of the vaccination, how to transfer vaccination. I'm a logistic guy. Maybe to build some factory over here about PPE, all the mask. Pe lângă specialiștii din Israel și o echipă de medici din Danemarca îi ajută în aceste zile pe salvatorii români.